Actualitate, pentru că s-au întâmplat lucruri apropo de Neuțu Sabău și de perioada Timișoara. Spunem că a reușit încă o victorie, de data aceasta pe teren propriu, acolo unde Cluj avea probleme, dar a învins ieri și e într-o poziție destul de bine, de bună și Clujul. Ne uităm în clasament și vedem cât de strânsă este lupta la, pentru play-off și cât de strânsă este și lupta la primul loc. Multă lume opinea că FCSB se va distanța după ce Rapid s-a împiedicat la Botoșani, după ce Craiova a bătut pe CFR și practic a egalat la puncte, dar vedem că FCSB nu a putut să învingă pe Oțelul. Zicem de actualitate, dar ne bucurăm să îl salutăm pe Marian Iancu, omul care a fost ultima oară la Timișoara. Vorbeam, domnule Iancu, despre Timișoara și 102 ani de fotbal în Timișoara. Și ne bucurăm să vă salutăm, să rememorăm așa un pic vremurile acelea și să ne întrebăm când oare va mai fi fotbal la Timișoara. Vă salut și vă bucur că ne aducem aminte și avem, sincer, amintiri frumoase, pentru că au fost ceva rezultate în condițiile unui fotbal unde găseam o concurență acerbă, unde patronii erau patroni, unde federația concura patronii și cu atât mai mult competiția era mai puternică și, într-adevăr, cupele europene și participările Timișoarei parcă acum se văd așa dintr-o lume pierdută. Da, ne uităm la imaginea acestea, vedem practic pe Rina Takhmetov într-o lojă privind așa, pierdut după ce câștigase un trofeu european, cum e practic eliminat din tururile preliminare ale Ligii Campionilor și nu înțelege acum de o echipă condusă de Neluțu Sabău, îl vedem pe Neluțu unde este acum, că tot despre el vorbeam, și cu niște jucători extraordinari pe care i-ați avut acolo. Da, așa este și i-am spus lui Akhmetov, i-am spus că o să scoatem, mai ales după egalul făcut în deplasare, când a venit la Timișoara și n-a crezut, a spus că e imposibil. Zic, bine, o să vezi. Și țin minte că Neluțu a organizat echipa pe două linii, 5-5. Știam cu cine jucăm, erau deținătoarea cupei UEFA Antitl, cu două luni înainte sau trei luni înainte ridicase cupa și știam ce calitate au fiecare din jucătorii lor. Și n-aș fi avut altă soluție. Am dat-o numai în tribune, am stat, au aglomerat jocul. Năluțu s-a făcut un antrenor fantastic, un matematician al fotbalului. Se vede ce face și la Universitatea Cluj. Ați lucrat cu atât de mulți antrenori, practic. L-ați adus în Banat pe Cosmin Olărău. Îmi amintesc ce lovitură de imagine. A fost și numai de imagine până la urmă. Cu Hagi. Cu Hagi, da, de asemenea. Am lucrat cu oameni grei din fotbal, cu oameni cunoscători, nu mi-au fost frică de ei, adică nu am căutat iezmeni, nici la nivelul de președinți, nici la, am avut pe Crăciunescu, Vechivorchian, erau discuții acerbe, oameni cu autoritate, cu cunoștințe, cu ego personal, antrenori, numai și numai de calitate. Nu zic că nu discutam cu ei, nu zic că aveam interesele clubului, care însemnau să avem rezultate, să vindem jucători, să consolidăm bugetul, să atragem sume, pentru că rezultatele noastre atrăgeau sume și de la Consiliul Local și de la Consiliul Județean și de la televiziuni și din Europa și ne bazam pe ele, plus banii care investeam noi cu firmele care am angajat. Numai capitalul social era în jurul la 28 de milioane de euro, care a subscris și vărsat, plus alte sume. Deci erau vremuri bune. Uite, l-aveți pe Crista, îl salut. Bună seara, domnul Iancu. Ceau, ceau, dragul meu. Am avut episoade frumoase împreună și cât am putut să-l susțin de la nivelul de conducerii, ca să nu, pentru că de multe ori concurența era acerbă. L-ați favorizat, domnul Iancu? Ce ne spuneți acum? Era concurența prea mare. Era concurența, eu nu suportam ca el să nu joace când erau momentele în care nu juca și am ținut cont de întotdeauna de părerea lui și întotdeauna a ales bine. Dar vă implicați la echipă așa că... Da, dar nu în sensul negativ, nu în sensul de a face schimbările, de a face lotul, de a face... Nu, mă implicam în a susține pe antrenor, în a găsi soluțiile cele mai bune, să vindem tot ce este bine de vândut și să aducem jucători și mai buni întotdeauna. Nu vindeam niciodată un jucător dacă n-aveam cel puțin una sau două soluții mai bune
la acel moment, oricare ar fi fost el. Și întotdeauna țineam cont și de părerea jucătorului, pentru că aveau și ei afinitățile lor, unde vreau să meargă să se transfere, unde vreau să joace. N-am putut să-l impunem pe Torje, crescut la noi în pepiniera, trebuie să-l vând ca să nu-l ținem prin tribune, să nu joace. Am crescut foarte mult jucători, am crescut două generații de jucători. Pantilimon, iată, acum e conducător la Timișoara și sper ca suporterii și toți cei din jurul fenomenului al Violesei să-l susțină. Dar l-am împins tare, el dorea să, să meargă în Italia sau în Spania. Am spus, nu, domne, te duci în Anglia, pentru că totuși Anglia e și... De bine, de rău, a fost, chiar dacă n-a fost titular, a fost rezerva cel mai bun portar, an de zile, rezerva cel mai bun portar din lume. Da, ceea ce a însemnat și pentru cariera lui mult. Da. Cu toate astea, n-ați reușit niciun titlu, ați fost la o repriză, practic, în acela. Știți de ce? Știți de ce? Maximul cât puteam eu și cât mi se permitea era să fiu vicecampion, ceea ce am fost de două ori. Da. Și să joc finală de cupă. Eu nu puteam, n-aveam cum să sparg bariera asta, să o depășesc, pentru că era totuși ostilitatea federației care conducea cu mână despotică împotriva celor care nu se aliniau. Chiar dacă ar fi să faceți o comparație, mă rog, între fotbal la nivel de club, dar și federal, nu? Pentru că ați fost un opozant notoriu al regimului Mircea Sandu, să spunem așa. Cum priviți lucrurile acum? Că, iată, au trecut peste un deceniu, nu? Din acele vremuri. Da. S-a schimbat în bine, în rău, fotbalul nostru? Cum vedeți? Nu, s-a schimbat în bine. Faptul că nu mai e Mircea Sandu, lucrurile sunt din punctul ăsta de vedere al intervenției meschine în fotbal, în rezultat, așa cum îl producea Federația Română de atunci, prin toate pârghiile care și le-au creat, nu mai există astăzi. Nu spun că nu mai există deloc. Spun că nu există la nivelul ăla și nu o văd, nu-i perceptibil. Intervenția VAR, cu toate necazurile care sunt și după ce VAR face legea în teren, încă nu o face 100%, dar, de exemplu, dacă noi am fi avut VAR, sigur am fi avut un campionat și o cupă cel puțin, pentru că nu se putea chiar așa pe față să ne scoată mingea din poartă. Sunt lucruri bune. Eu sunt de acord și cu faptul că în teren sunt jucători tineri impuși de regulamente, pentru că, uite, ușor, ușor începem să scoatem capul în lume și vă spun că un procent nu foarte mare, dar contează și legea asta, obligația ca Under 21 să fie în teren. Sunt câteva lucruri bune. Totuși, nu avem. Infrastructura s-a dezvoltat, dar nu la nivelul care a trebuit. Și nu la Timișoara, din păcate, că tot... Am condiționat și eu participarea mea la Timișoara. Atât pot să fac și eu la nivel public, să spun, domne, vin și eu și pun numărul. Vin cu două, trei firme puternice care am vorbit și cu Pantilimon. Am mai ieșit în declarațiile mele publice. Nu numai eu, pentru că eu nu o să mă mai implic la nivel de decizie. Dar acționar, să pun numărul, să vin cu experiență și cu bani, o să fac. Dar asta numai în condițiile în care infrastructura la Timișoara va porni. Și din ce văd eu, din ce văd și din ce date am directe, nu vreau să spun de unde, dar date directe, cred că va demara stadionul, mai mult ca sigur la anul, va porni investiția în stadionul ăla fantastic. Și nu numai stadionul, că trebuie și o bază. Eu am investit cât am putut. Am investit în vechiul stadion, am făcut baza, am pus umărul și am făcut baza de antrenament, vestiarele, sălile de sport, am avut 400 de copii permanent pe toate palierele de vârstă. Adică am dezvoltat un club așa profesional, cât am putut eu. Din nefericire, în 2011, când a intervenit prima condamnare în fond, nu am mai avea motivația necesară și am anunțat. Eu am anunțat că nu o să mai investesc. Nu au înțeles, n-au crezut lucrul ăsta și iată unde s-a ajuns. Da, din păcate. Oricum, vă mulțumim, ne bucurăm că v-am auzit. La mulți ani pe calea asta politenciști de Timișoara, la mulți ani suporterilor și tuturor celor care sunt aproape de fenomenul din Banat și sper ca să renască din propria cenușă, cum spune vechiul. Că... Phoenix-ul tot de pe acolo e, deci Phoenix-ul mă refer la trupul, nu la pasăre peste tot, pasărea Phoenix. Mulțumim mult pentru această legătură. Noi vorbim cu domnul Iancu, mi se pare.